Salutare frații mei, Montana pe vlog. Deja știți cum stă treaba după o pauză destul de lungă. O pauză justificată în care m-am concentrat pe alte proiecte. După cum știți, lucrez la un film de lung metraj, un film artistic. Se numește Cicatrici. Posibil să apară în cinema, posibil să apară pe canalul de YouTube. Vedem, indiferent unde și cum, va apărea foarte curând. Începând cu data de 1, dăm drumul la filmări. Astea sunt veștile bune. Dar, din păcate, avem parte și de vești proaste. Timișoara a fost puțin dată peste cap de o tragedie, putem spune o tragedie, o crimă făcută din gelozie care a șocat un oraș întreg. Nimeni nu înțelege cum a fost posibil. Nimeni nu poate înțelege cum un astfel de individ, aparent pașnic, aparent un exemplu pozitiv, poate să fie capabil de o crimă atât de înfiorătoare. Pe mine nu mă surprinde acest lucru și în cele ce urmează am să vă explic în detaliu de ce nu mă surprinde acest lucru. Nu e un secret că am fost închis și am executat un mandat de 5 ani. Pentru că am făcut vloguri pe acest subiect și astfel am ajuns să fiu cunoscut. De-a lungul timpului foarte mulți mă întrebau: bă, Dane, dar nu ți era frică de criminali acolo? Erau criminali? Și dacă erau, nu te temeai de ei? Adică, mamă, să împarți celula cu un criminal e... wow! Înfricoșător! Și mereu am spus, cei care au figură de criminali, de obicei nu sunt criminali. Majoritatea criminalilor, în proporție de 90%, au figura acestui individ de la Timișoara care a făcut această faptă. Deci, majoritatea criminalilor au așa o prezență și o alură inofensivă, pasivă, care nu-ți inspiră teamă. De obicei, astfel de crime le fac cei care adună pe parcursul a mai mulți ani multe frustrări, multe complexe de inferioritate și astfel ajung să facă asemenea fapte. În cazul de față vorbim de un individ pe nume Mirel, care s-a îndrăgostit de o fată, Andreea. Cei doi au format un cuplu, au locuit împreună timp de 3 luni de zile. Dar, la un moment dat, Andreea nu a mai dorit să fie cu Mirel și a decis să îi spună acest lucru. Cel puțin, așa relatează diferite surse din anturajul lor. Au început să se certe pe acest subiect, el nu a acceptat despărțirea și a început să o lovească. Numai puțin de 60 de lovituri de cuțit. După care a făcut un duș, nu a încercat să ascundă probele și a plecat la părinții lui. Ce a fost în capul lui? Greu de spus. Eu consider că a pierdut controlul, dar consider că nu e prima dată când pierde controlul. Nu la modul acesta, dar cred că avea probleme cu nervii. Pentru că totuși nu ai cum să reacționezi într-un mod atât de agresiv, brusc, fără să ai antecedente. Tot din surse apropiate celor doi, se aude că el, înaintea relației cu Andreea, a mai avut o relație cu o fată pe care ar fi mutilat-o. Dar aceasta s-a temut să se ducă la poliție pentru că, spunea ea, nu ar fi fost crezut. Rămâne să aflăm dacă e adevărat sau nu. Oricum, e greu să fii pașnic o viață întreagă, să nu ai o amendă, să nu greșești nimănui nimic și dintr-o dată să omori un om așa, într-un mod atât de sadic. De obicei, atunci când vorbim de mai multe lovituri de cuțit, vorbim de pierderea raționamentului, pentru că o crimă făcută calculat, în primul rând, se face în alt mod.
se ascund probele, făptașul caută să-și piardă urma. Aici nu putem vorbi de toate detaliile astea. El nu a căutat să-și ascundă probele, da, a făcut un duș pentru că era plin de sânge, clar, și nu dorea să dea de bănuit până să ajungă la familia lui. Știa că urmează să fie arestat. Pe mine mă miră faptul că nu a încercat să-și ia singur viața. Pentru că în astfel de cazuri, după ce acel șoc trece și conștientizezi ce ai făcut și nu e în firea ta, în natura ta să faci astfel de fapte și nu ești pregătit psihic și emoțional să faci astfel de fapte, cauți să te sinucizi. El nu a făcut-o și asta ridică anumite semne de întrebare cu privire la cât de normal este el de fapt. Eu cred că nu a conștientizat nici măcar în momentul în care a fost arestat. El nu a conștientizat fapta. El abia acum urmează să conștientizeze ce a făcut. El nu a conștientizat 100% gravitatea faptei. E ca un film pe care l-a văzut, așa, a fost omniprezent. În momentul în care va conștientiza gravitatea faptei, probabil va încerca să-și ia și singur viața, pentru că nu cred că e pregătit pentru repercursiuni. Nimeni nu e pregătit pentru astfel de repercursiuni. Vorbim aici de un mandat de 20-25 de ani. Pentru că e o faptă cu violență, da, ironic, chiar faptul că a dat 60 de lovituri de cuțit poate fi în favoarea lui. Dacă dădea doar 2 lovituri, 3 lovituri și încerca să-și ascundă urmele, atunci ar fi fost mai grav. Dar atât timp cât nu a căutat să-și ascundă urmele, din toate aceste detalii se observă faptul că el a pierdut controlul, adică el nu a judecat rațional în momentul în care a făcut fapta și asta poate fi în favoarea lui. Un alt detaliu care inclusiv pe mine m-a surprins, dorința lui de a fi lăsat în arest la domiciliu pentru astfel de faptă. Doar de aici puteți trage concluzia că el încă nu conștientizează gravitatea faptelor, pentru că dacă ai conștientiza gravitatea, ai ști că n-ai absolut nicio șansă să fii lăsat la domiciliu până la verdictul final. Nicio șansă. Dacă acest eveniment tragic putea fi oprit, probabil, dar aici vorbim de mai mulți ani, pentru că e un proces de cădere în gol care durează de mai mulți ani. Eu cred că a fost agresiv și cu membrii familiei, consider că a avut un comportament ciudat și cu cei apropiați, adică a tras anumite semne de exclamare, dar nimeni nu a făcut nimic. Probabil indiferența, probabil egoismul, probabil că au tratat așa cu superioritate anumite comportamente pe care el le avea. Greu de spus, atâta timp cât nu am avut un contact direct cu el și cu familia lui, dar e foarte bine de știut că atunci când unul din apropiații tăi se comportă într-un mod oarecum ciudat, e bine totuși să căutăm soluții decât să ascundem sub preș, că poate trece de la sine. Probabil vă întrebați, da, ok, dacă e nebună, va mai face pușcărie? Cu siguranță sunt foarte mulți deraiați prin penitenciarele din România și asta din cauza faptului că nu prea mai sunt locuri în ospicii. Și nici nu e atât de mult personal pentru a-i ține sub control pe toți acești bolnavi psihici, mai ales pe cei care au făcut fapte cu violență. Personalul din ospicii abia se descurcă cu cei care au probleme psihice, dar nu au fapte care să încalce legea. Eu înțeleg că pe noi, cei care suntem liberi și raționali și
dar respectăm legea și respectăm anumite valori morale, ne frapează ce a făcut el și parcă am vrea să-l strângem de gât. Dar eu te pun așa într-un scenariu ca să înțelegi exact ce vreau eu să-ți spun. Noi doi suntem pe celulă în Arad, eu mai am 10 ani de executat, Doamne ferește, și tu mai ai tot 10 ani, 12 ani de executat la fel. Doamne ferește și păzește, pe toată lumea. Mai avem 10 ani în față, nu? Da. Și intră el pe cameră. Doar ce am văzut la știri, știrea cu el. Eu prin scenariul ăsta am mai trecut. Adică mi s-a întâmplat să mă uit la televizor, să văd un gunoi și în secunda următoare să mi-l bage pe cameră. Primul instinct e să te șochezi și să ai așa o reacție. Dar pe urmă, la fel ca oricare, indiferent că mai ai 10 ani de executat, 12-15 ani de executat, speranța moare ultima și vrei să te întorci acasă la familia ta. Vrei tu să ții mandat în mandat pentru unul ca el? Că eu nu-mi iau. Tu-ți iei? Dacă da, treaba ta. Vorbește cu cei de la penitenciar să rezerve o groapă pentru tine, pentru că acolo ai să mori, la pușcărie. Dar toți ceilalți vor să-i elibereze. Indiferent ce mandat au și dacă au mandat pe viață, se chinuie să nu facă rapoarte disciplinare tocmai ca să li se reducă pedeapsa la mandat cu executare 25 de ani, din care se execute 20 și să se întoarcă și ei la familiile lor. Care ori mai fi în viață din ei. Dar speranța moare ultima și fiecare își dorește măcar să moară liber. Dacă nu să trăiască liber, măcar să moară liber. Cine vrea să moară în pușcărie? Eu nu. Tu? Acum înțelegi? Că poate și-a o palmă după cap, poate un mic conflict la anumite discuții, dar în principiu fiecare vrea să plece liber de acolo. Bineînțeles că în decurs de 20 de ani se pot întâmpla multe. Se pot crea rivalități, antipatii foarte mari, pentru că nu e ca în libertate, nu-ți mai place fața mea, ai dat click și ai plecat și nu mă mai vezi. Sau treci strada și nu mă mai vezi. Acolo ne vedem des, prea des, dar vreun alt deținut să facă pe judecătorul, nu cred că ai să vezi. Trebuie să fie fapta prea oribilă și să aibă legătură cu copiii în general, ca unul să efectiv să nu mai țină cont de propria lui libertate și să își ia o atitudine de judecător suprem, absolut, și să-i facă ceva. Dar în cazul de față, nu. Sunt foarte mulți în penitenciare care au condamnare pentru astfel de fapte. Crime făcute la gelozie, făcute la beție, foarte multe. Fapte făcute și de femei și de bărbați. Din obsesie, din gelozie, din beție, din toate la un loc. Nu e ceva wow în penitenciar această faptă. Nu e o faptă atât de oribilă încât să-l facă pe un deținut să nu mai își dorească să iasă din penitenciar niciodată. Oricum, dincolo de tot ce am spus până acum, e șocant să vezi un student la medicină și totodată la teologie capabil să facă astfel de fapte. Dacă un astfel de individ face astfel de fapte, ce să ne mai așteptăm de la toți golanii pe care îi vedem pe rețelele de socializare? Ce pretenții să avem de la cei pe care îi vedem pe stradă zi de zi, dacă un astfel de tânăr, aparent exemplu pozitiv, face astfel de fapte, în cine să mai avem încredere? Și uite așa, astfel de știri, azi una, mâine alta, ne face să ne temem unii de alții și să nu mai dorim să interacționăm unii cu alții. Asta dincolo de rețelele sociale care oricum ne-au izolat pe fiecare în cotețul lui.
E păcat, nu vreau să lăsați astfel de tragedii să vă izoleze de societate. Pentru că e bine să interacționăm unii cu alții, e bine să ne iubim unii pe alții și e bine să fim uniți. Pentru că doar uniți vom schimba ceva în bine. Atât timp cât ne ferim unii de alții, nici nu vom rezolva nimic. Fiecare va sta închis în globul lui de cristal. Dar și acel glob de cristal la un moment dat se va sparge. Așa că, da, cu bune, cu rele, mergem mai departe, să dea Dumnezeu să nu mai auzim astfel de știri horror și să mai auzim și lucruri bune. Pentru că pe lângă noi mai sunt și oameni frumoși. Acestea fiind spuse, eu am fost Montana Vlog și nu-mi rămâne decât să te salut cu respect și să te rog să mă susții în a realiza filmul Cicatrici, care va apărea ori în cinema, ori aici pe YouTube. Ai link-ul din descriere, folosește-l cu încredere. Respect! Prr!